lucrul a mers vreo 5 ani. Mulțumitor, pe îndelet. Au fost chiar lăudați și la gazeta de perete. Cum vezi pe unul care își bate joc de tine? Cum îi găsești calități? Ia, te priviți! Nu acum! Priviți pe unul dintre nenumărații noștri eroi care trăiește aici! Ia mai zi o dată, mă! Ia! Cum o făceai tu pe deșteptul? Hai zi, mă! Zi cum făceai tu pe deșteptul? Păi nu așa, mă! Cu sclipirea aia din ochi! Nu da! Nu dau, mă! Nu mai dădui de frică, poți să mă bați! Cine dracu se pentru așa fricos, mă? Eu nu înțeleg. Eu cred că te înșeli în două sau trei sau în toate privințele, inspectori. Dar vezi, fără zgomot, să nu porcăim locul. Adu-i pâinea, dă-i o să se îndoape. Și ce mă tot sperii mereu cu viața pe care am să o pierd? Omul mai și moare. Cei din tâi vor fi cei din urmă. Ei, lasă, nu-i nimica. Demonstrația am făcut-o de mâine, gata. Burta la soare, legăna de valuri. Toată lumea stă la rând, ele deștepte, nu vrea să stea. Fiecare moare după cum trăiește. Mint, mint, nu vor să spună. Așa e când umbli după exces de perfecțiune. Bă, fraților, eu dacă la București aș fi mâncat seara ce-am mâncat aici, ceapă, usturoi, ciorbă, pește, eram de mult la spital. Hai la mine în curte să-ți dau o vișinată. Așa vă învață pe voi la școală. Dacă dumitale ți se pare natural să mori ca o lichea, ia mai duceți-vă dracului cu toții. Poate că nu știu. Asta e, nu știu, nu știu. Păi minți sau nu știu? Să nu uiți, acolo stă, în buza stufului. Să-l cheam așa la o țuică și să-i explic eu. Da, mă, dracule, excelență, prea exagerați. Hai, poftă bună, băiete. Dacă îmi spunea domnul Vițu, veniți la noi de lăsat a secului. Și dacă veniți, micșorez chiriile și nu mai torn apă în vin. Fumează. Apriz. Dacă nu mănânci pe toată, să știi că ai de-a face cu mine. Dacă fuma țigare de la țigară, înseamnă că era nervos, mă. Fii amabil, te rog, și du-te și vezi cu ce a dat. Ce a făcut ăsta la viața lui? A făcut vreo invenție, ce-i Aurel Laico? A început, el n-a vrut, că nu prea are carte. Și apoi îi place mai mult să aibă de-a face cu poduri. Cât am mâncat noi că de lipsă de poftă nu ne putem plânge? Și uitați-vă cât a mai rămas. De ce se uita Ambrozel la ceas să vadă cât e? Unde are el treabă? Unde întârzi, Ambrozel? Pe din pedale să nu întârzie, prostălău! Auzi cum întârzie! Te rog eu, gustă din sălămiorul ăsta. Ești după o masă bună? O țigară gură. Știi ce ești tu, mă? Ciorbă de potroace. Dacă vrei să mai ciocnim un pahar împreună, schimbă-ți teoriile. Sigur că da, au sentimente, au bani de buzunar, au tot ce le trebuie. Nu te poți lăsa așa dintr-o dată. Mie chiar un doctor mi-a spus că e o mare greșeală să suprim fumatul brusc. Cum nu știi, mă, cum nu știi? Ce, erai mort? Păi din deșteptă-ta, că ești om bătrân, e normal japul ăsta. Într-o zi, două, intra în temă, mai ridica eventual vreo problemă. Dragi cetățeni! Aveai perfectă dreptate azi dimineață. Acolo se consolează ei când îi înșală nevasta cu subsecretarul. Își fac repede bagajele și... Ai privit așa apa și ai spus: azi canci, azi canci, canci, anu. Ce om, ce distincție! Cum venea el tiptil, tiptil acasă, încărcat cu bunătățile luate din bani nemunciți? Cum își săruta el nevasta după ce concediase vreo câțiva muncitori? Vai de mine, ce om! Păi de ce ne exploatezi dumneata pe noi atâta? Nu-ți dai seama că este inuman felul cum procedezi dumneata? Te ții de afaceri, deșteptule, vrei să te faci negustor, să trăiești pe spinarea altora al dracului copil. Firește! Nu înțelegea nimic din compartimentul teritorial. Guvernul, primăria, noi toți. Și măsa și taxul să fie jecmănit la vremea lor. Adică să nu fie el prima și singura lichea. Păi știi că ai dreptate, băi. De ce nu râzi, mă? Cu modestie ne închinăm mamei sfinte țara. Hai râzi, nu fii prost. Noul redactor șef era un tip din anume fel, un tânăr ziarist... plin de zel. Muncim și trăim, luptăm și învingem. Ceru articole la obiect, sancționă pălăvrăgeala direct. Ce vă spare rău după prostia ta? Gazeta-și spori tirajul și dobândi eco. Unde-i orbă, mă? Ce dracu ați făcut cu el? E mort de-a binelea.